Universitatea Politehnică Timișoara organizează cea de-a 10-a ediție a Interactive Digital Media Student Contest. Competiția va avea loc în format hibrid vineri 14 iunie, începând cu ora 10, în sala polivalentă a Bibliotecii Centrale UPT, iar talentul și creativitatea tinerilor vor fi răsplătite cu premii în valoare de peste 5.000 de euro. Înscrierile sunt deschise până în 13 iunie, ora 12. În cadrul competiției sunt așteptați atât studenți, cât și elevi de la oricare din instituțiile din România, Europa și SUA. Domeniile în care tinerii își pot dovedi creativitatea, dar și cunoștințele tehnice sunt dezvoltare web, dezvoltare pentru dispozitive mobile, design grafic și producție audio-video și internetul obiectelor. Talentul și creativitatea vor fi răsplătite cu premii în valoare de peste 5.000 de euro oferite de finanțatori și companiile partenere.